România, acolo unde toate calculele arată că după creșterile repetate ale ROBOR, indicele folosit la calcularea dobânzii pentru creditele în lei, la anul, la 1 ianuarie 2023, atenție, vor crește ratele românilor cu 40%. Este uriaș, doamnelor și domnilor, și aveți aici exemplu pentru un credit de 250.000 de lei pe o perioadă de 25 de ani. În 2021 rata era 1.348 de lei, acum este 2.350 de lei, iar la un robor de 10% va ajunge la 2.863 de lei. Vă gândiți poate că dacă luați în calcul IRCC, lucrurile vor sta diferit? Nu este chiar așa, pentru că și acolo creșterile vor fi foarte mari. De la o rată de 1.100 de lei, în prezent este acum 1.500 de lei, potrivit noilor calcule, și pentru un IRCC de 7,25%, rata va depăși 2.000 de lei. Întrebarea este ce pot face românii în aceste situații, și aici sunt niște soluții aduse de cei care sunt experți în domeniul bancar. Să plătești anticipat este o soluție și să reduci perioada de creditare, refinanțare la dobândă fixă, cam astea ar fi soluțiile. Mircea Coșa, profesorul Mircea Coșa, analist economic în legătură directă cu noi. Mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenția la Decisiv. Știm că poți să ai și această posibilitate să-ți amâni plata ratelor, dar știm că după aceea vei plăti și mai mult. Să faci refinanțare înseamnă să fie din nou evaluat, să fie evaluată locuința, iar să te încadrezi la un credit de 25 de ani, adică să pierzi perioada asta pe care ai plătit-o, iar refinanțarea la dobândă fixă este pe perioadă limitată. Să rămână, doamnă. Da, situația nu e deloc atât de simplu în practică pe cât pare în teorie. Sigur că există niște metode prin care, în teorie, am putea să mai atenuăm acest șoc pe care îl au cei care au credite. Însă, amânarea înseamnă că trebuie să ai, într-o manieră sigură, certitudinea că la data încetării amânării ai posibilitatea să plătești tot ceea ce înseamnă dobândă la dobândă. Altfel, dacă nu ai un serviciu permanent, dacă nu ai o afacere care merge, intri într-o situație și mai complicată, și așa cum am mai spus de mai multe ori, ne apropiem de situația în care apare falimentul personal. Adică nu mai ai cum să plătești ratele, banca ia controlul veniturilor pe care le ai, îți face niște socoteli draconice, iar în măsura în care nu merge nici acest lucru, ți-a garanția care de multe ori în România este locuință. Este o mare problemă și aceasta a ratelor bancare și a modalității în care noi vom putea să achităm aceste rate. Mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenția la Decisiv.